Și să știi că nu doar din anunțul ministrului, că rămân la părerea să văd lucrurile întâmplându-se într-o Românie care e cum e, dar mă interesează să explicăm puțin celor de acasă care e treaba cu aceste controle, pentru că eu intuiesc, fără să fi vorbit cu tine pe tema asta, că în zona apărării drepturilor animalelor există și tot felul de excroci și excroc s-ar putea să fie un termen elegant. Da. În primul rând, salut inițiativa domnului ministru Pela. Că la mea intervenție, la dumneavoastră în direct, vă spusesem că mi-am pierdut orice fel de speranță. E, flacăra speranței s-a reaprins. Și, sincer să fiu, cred că acțiunea dispusă de domnul ministru Vela e cam la punct ochit, punct lovit. Și vă spun de ce. Informațiile noastre din teritoriu sunt că acei câini eutanasiați în adăposturile publice nu sunt eutanasiați conform legii. Ce înseamnă asta, Marius? Adică, asta se întâmplă și de pe vremea când ASPA eutanasia masiv în București. Operațiunea de eutanasie a unui câine bolnav care nu opune rezistență poate dura până la 30 de minute. În adăposturile de la ASPA, bine, e o poveste lungă chestia asta și ar trebui să o detaliem odată, reușeau să eutanasieze conform documentelor publice și aproape 200 de câini în decurs de câteva ore. Există modul legal de a eutanasia câinele, se face o sedare ușoară, intravenos și ulterior se face substanța, nici nu vreau să-i pomenesc numele. Dar din informațiile pe care le avem noi din adăposturi publice, care funcționează pe bani publici, de la oameni care s-au dus să lucreze efectiv acolo în sprijinul animalelor, aflăm că de fapt sunt eutanasiați în moduri cumplite. Acum, cele mai bune controle care pot fi dispuse sunt: fiecare ecarisaj, adăpost public, raportează numărul de câini capturați, numărul de câini eutanasiați și trebuie substanțele care se folosesc pentru această operațiune criminală, dar din păcate legală, trebuie verificate, pentru că trebuie să vedem dacă toate substanțele achiziționate corespund numărului de câini. Și la fel, dacă câinii, după ce sunt eutanasiați în adăposturi, sunt duse către firme care incinerează. Și acolo se raportează per kilogram. Am primit la un moment dat, în urma solicitărilor pe care le-am avut, am primit de la diferite primării și DSV-uri și calculele pe care le-am făcut, în urma informațiilor pe care le-am primit, repet, reieșea că au avut câini și de 1250 de kilograme bucata. A, tu spui că de fapt e un business în spatele acestor eutanasieri și că este de preferat să ai marfă, iartă-mă că folosesc cuvinte dure, marfă însemnând carne de câine, da? Ca să fim concreți, așa, direct, cum îmi place mie. Deci să avem câini, să avem animale pe care să le omorâm, pentru că în principiu noi câștigăm per kilogram și nu doar. Eu vă spun cum funcționează. Contractele hingherilor privați sunt de câte 5.000 de euro. Deci nu mai e nevoie de SEAP și fiind de valoare de 5.000 de euro, se face achiziție directă. Am înțeles. Adică nu face, adică stă o firmă care capturează câini într-o localitate, de exemplu la mine aici în Pantelimon, stă un an de zile. E, nu face un contract pe un an de zile, pe o sumă mare, ca să se înscrie, să se facă o licitație. Sparge contractele în câte 5.000 de euro. Cu 5.000 de euro se capturează 50 de câini pe care îi trimit la moarte. Degeaba capturești 50 de câini pe care oricum nu îi poți gestiona ca număr. Nimeni din primărie nu stă să vadă câți câini s-au capturat, dacă nu cumva au fost aruncați în altă parte, dacă nu cumva au fost abandonați într-o altă localitate, pentru că și informațiile astea le avem din teritoriu. Sunt ingheri care capturează dintr-o localitate, încasează banii de la primărie și abandonează în altă localitate cu care are contract. Și pe aia se duce și aceiași 50 de câini îi prinde 4-5 ori. E, degeaba prindem 50 de câini și lăsăm în teritoriu 200-300 de femele care pe parcursul unui an, nu o să vă gândesc, pot lăsa 1.000 de pui.
Pentru că într-un an au două perioade de Și gestație. spune-mi un lucru, cum De se la poate, un... Marius, cum poți întrerupe cercul ăsta vicios din care câștigă niște băieți care, logic, au tot interesul să aibă femele pe străzi care să producă în continuare câinii maidanezi, că să ne ierte Dumnezeu, în țările civilizate nu mai găsești sau nu mai vezi cu atâta pregnanță câini cum se întâmplă la noi. Dar asta e altă discuție. Dar zi-mi, cum faci să întrerupi? Deci degeaba declarația domnului ministru de interne e foarte binevenită. Mă bucur și eu că există cumva un interes în zona asta, dar vreau să spun ceva, e un operator privat, dacă nu schimbi legislația și beneficiile, n-are cum să schimbe un sistem care practic din asta trăiește. Ce câini producem, știu că sună cinic, ce câini omorâm? Domnul Vela, înainte de aceste controle, poate să dea un ordin și să solicite DSVSA-urilor și prin intermediul DSVSA-urilor, adăposturilor publice, următorul aspect, care este legal în momentul de față și se încalcă grav. Haideți să vă citesc puțin din lege, că o să înțelegeți două minute. Te rog, eutanasierea câinilor sănătoși nu se poate face decât pentru câinii din adăposturile publice, prin decizia împuternicitului primarului. Este HJO 1059/2013, articolul 35. Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Bun, și atenție ce putem eutanasia. Toți câinii din adăposturile private trebuie microcipați și înregistrați în REX la intrarea în adăpost. Doar așa putem verifica dacă aceste firme private care gestionează câinii fără stăpân funcționează legal și nu se înfruptă din banul public. Deci am luat câinele pentru că este singurul mod de a ține o evidență a câinilor. Înregistrarea, cipuirea și înregistrarea câinilor. Și atunci, pe număr de microchip, da, pot face declarațiile către primărie, adică am o evidență a câinilor. Dar ei nu fac chestia asta, ei iau, nu-i microcipează, deci încalcă legea, da? Grav. Păi n-au niciun interes, Marius, să-i microcipeze, că așa ar fi mult mai simplu de verificat. Aici trebuie să lucrezi la limita legii. Cum se face în România? Faci legea, îi lași niște ușițe, după care pe ușițele alea tu intri și manevrezi situația cum îți convine ție să curgă banul. Este foarte simplu. În afară de... Deci, nu există alt mijloc alternativ de identificare autorizat de DSV în afară de microchip. Spune legea, este articolul 3.1 din legea 155, din nouă 155. Deci avem legea asta în vigoare, dar niciun adăpost public nu o respectă. Deci e clar, simplu, aici ar trebui să meargă domnul Vela, aici ar bombarda, aici le-ar opri infracțiunile. Ai capturat de pe domeniul public, i-ai băgat în adăpost, i-ai înregistrat pe toți. Te-am prins cu ei, vine DSV-ul, te-am prins cu ei nemicrocipați și neregistrați, ai încălcat legea, ai făcut o infracțiune. Te-am penalizat. Este păi simplu. Nu știu dacă penalizarea funcționează foarte tare bine. Să zicem că ar exista ordinul ăsta, acum în România amenziile ar fi în general mult mai blânde. Te rog. Dacă ceea ce fac ei că eutanasiază câini nemicrocipați și neregistrați este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Ai văzut tu vreun proprietar din ăsta de asociație sau cum îi zice, de business, de genul ăsta care să răspundă penal pentru moartea vreunui câine nejustificat? Nu. Păi nu, și nici nu o să vezi. Și atunci mi se pare că mai degrabă eu am altă gândire, mai simplă. Aș zice așa, hai să gestionăm chestiunea asta în felul următor. Deci voi ce faceți din business-ul ăsta? Bani. Păi pe oameni în general îi doare atunci când coerciția e acolo, la bănuți. Și eu aș amenda foarte puternic, dar foarte puternic, cu posibilitatea să fie și plătită amenda, ca așa să ne trezim iar că dăm amenzi și ne uităm la ele frumos, sau închiderea business-ului. Îți spun eu că la închiderea business-ului s-ar putea să mai schelele niște băieți deștepți din zona asta, că o să-și dea seama că poate pot să facă bani din altă parte, altfel decât să ucidă câini și să câștige în sensul ăsta. Deci nu mai cred în amenzi. Să știți că avem în România, funcționează o federație, se numește Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului. Ei au câteva animale în îngrijire, dar să știți că duc o luptă teribilă pe partea legală împotriva acestui hingerit pe bani publici. Deja sunt instanțe care s-au pronunțat definitiv, care au declarat că aceste contracte ale hingherilor, a unor hingheri, sunt ilegale, ba chiar prin decizia judecătorului trebuie restituite
toate sumele pe care primăriile le-au alocat pentru aceste contracte ilegale. Mai nu avem recent adăpostul de la Făurei, s-a dovedit și acolo infracțiunea, ilegalitatea și au fost amendați cu 10.000 de lei. Este extrem de puțin față de contractele și sumele care se învârt în jurul acestor biete animale. Extrem de puțin, dar este și ăsta un început. Trag speranță, vă recunosc, i-am dat ieri un mesaj domnului ministru Vela, i-am mulțumit din suflet că a reluat demersurile pentru ceea ce înseamnă poliția animalelor. Și acele controle sunt unice, nu am mai văzut o acțiune cu DSV și cu poliție de asemenea amploare, fără să existe sesizări făcute de către noi, că de obicei mergeam noi într-un adăpost în lagăr, făceam sesizare, venea poliția DSV-ul, total neinteresați. Acum n-a plecat în urma unei reclamații, a venit direct de sus. Și trebuie să mergem, că iarăși avem informații și nu vorbesc prostii, multă din chetamina sau o parte din chetamina folosită pentru tranquilizarea câinilor se pare că ajunge pe piața neagră. Pe piața, hai să spunem lucrurilor pe nume, pe piața neagră pentru consumul uman? Da, chetamina se poate face foarte ușor, cei care folosesc cunosc. Nu, hai să nu le dăm sfaturi, dar să lămurim, adică tu spui așa că de fapt și în zona asta s-ar putea să găsim niște minunați traficanți de droguri, ca să o spunem pe șleau. Eu știu medic veterinar din cadrul unui DSVSA de județ, care era anchetat penal pentru furtul a 2 litri de chetamină. Cu 2 litri de chetamină eu cred că prăbuși jumătate de București. Chetamina, eu colaborez cu, sau unul dintre cabinetele veterinare cu care eu colaborez, a fost atacat de doi băieți la un moment dat, acum un an și ceva, veniseră să fure chetamina. Chetamina se poate, este un lichid, se poate cristaliza la lingură. Nu, să nu dăm, Marius, să nu le dăm idei. Bun, deci chetamina e pentru animale, da? Și se poate ajunge să fie folosită de oameni și să aibă efect halucinogen. Da, dacă autoritățile nu verifică ce se întâmplă cu chetamina care trebuie folosită la tranquilizarea câinilor, fie la capturarea de pe stradă, fie la tranquilizarea lor înainte de eutanasie, că așa e normal, trebuie anesteziat complet înainte de eutanasie, să fie fără durere, să știți că multă chetamină poate ajunge pe piața neagră pentru consum. Nu m-aș fi gândit într-o mie de ani că de acolo poate să ajungă chetamina în piață, pentru că au existat mai multe știri în ultimele luni despre situații cu tine. Nu concepționa această substanță. Uitați, eu acum fac niște campanii de sterilizare. Încep un proiect, e deja în derulare, îl lansăm pe 4 septembrie și va fi permanent. Și am ales o primărie, da? Și împreună cu primăria, belciugatele, să spun, cu primarul, cu viceprimarul, cu poliția, cu preotul, vreau să dau un exemplu într-o comună din România. Să arătăm că prin campanie de sterilizare, pe termen mediu și scurt, putem să nu mai avem câini pe stradă. De fapt, nici nu trebuie să auzi, Marius, știi? Niciun ban. Și făcut o chestie cu forța grupului. Păi da, dar tu vrei să rezolvi o problemă? Ei nu vor să rezolve o problemă, pentru că ei dintr-o problemă câștigă bani. Cu cât ai problema și nu se rezolvă, cu atât se pot scurge pe lângă niște bănuți. Vreau de la tine, pentru că ne apropiem de final, Marius, și îți mulțumesc pentru răbdare. Vreau și o părere apropo de... Știu că nu e la noi, dar mi se pare că e apropo de mentalitatea legată de câini. În Coreea de Nord, nu știu dacă ai apucat să citesc cu Kim Jong-un, care spunea că... Exact. Vreau și eu părerea ta despre această nebunie să predea coreenii, mă rog, un dictator, omul respectiv, să predea câinii, animalele de companie către stat pentru a ajunge ori la poliția animalelor, la grădinile zoologice sau vânduți restaurantelor care prepară carne de câine. Marius. Da, mereu am făcut așa. N-am pretenții la România, la un stat care nu știe să-și îngrijească și să protejeze copiii și bătrânii, n-am pretenție să protejeze animalele. Mă uit la tot felul de documentare despre Coreea de Nord, când puținul meu timp liber asta fac, așa, nu mă miră nimic la acest conducător dictator și diabolic, atâta timp cât oamenii ăia trăiesc într-un primitivism ieșit din comun, să am pretenții de la el să facă ceva bun pentru animale. Nu știu, la fel cum e în China cu festivalul Yulin, sunt o organizație extrem de mare din toată lumea care încearcă să-l oprească și nu reușesc. Probabil că știți ce e Yulinul, nu?
Nu, m-a ferit Dumnezeu, am senzația că o să aflu de la tine. O sărbătoare tradițională în China, unde mii și zeci de mii de câini sunt sacrificați și vânduți în piețe. Am înțeles. Tăiem noi mielul, da. Cum tăiem noi mielul de Paște și porcul de Crăciun, dar există festivalul Iulin, unde sute de mii de câini, poate chiar milionul, sunt sacrificați, cărați în cuși, legați de gur, spânzurați cu sârme, uciși efectiv cu mâna și omorâți pentru consum. Micism. Organizat foarte mari din toată lumea încearcă să oprească acest festival Iulin, care durează parcă, din câte știu, o săptămână și nu au reușit. Dar mai ales acum să intervin Coreea de Nord. Da, ferească... Nu ne mai mire nimic. Noi bipezii ăștia suntem atotputernici. Lasă că și noi, auzi, Marius, într-o zi când viața o să fie mai simplă și o să fie mai puțină pandemie, aș vrea tare mult să trimit o echipă să filmeze acolo la tine la sanctuar, ca să avem așa o felie de energie bună, și o să vii aici în studio, da, și o să povestim ala lung așa, da, despre ce trebuie să faci ca să poți să fii împăcatul cu tine, că ai încercat să faci orice într-o țară care nu vrea nimic. Îți mulțumesc, Marius Chirca, fondator și președintele Asociației Cola Cariola.